Domnule președinte Țuțeanu, moment de sărbătoare astăzi pe stadionul Eugen Popescu. Au fost premiați juniorii clubului și vor fi felicitați pentru promovarea în Liga a doua jucătorii seniori și antrenorii Chindiei Târgoviște. Un an bun competițional pentru fotbal. Da, a fost un an bun. Rezultatele sunt mai mult decât cele pe care noi le-am estimat la începutul sezonului competițional. Aceste rezultate ne bucură și ne obligă ca șefii administrației publice să continuăm proiectele, în special proiectele administrative care trebuie să asigure baza materială necesară nu numai fotbalului, ci tuturor sporturilor. Fotbalul deja ne obligă, Liga a doua la Târgoviște, cu toții așteptăm și un stadion nou. Stadionul nou o să vină, nu mâine, nu poimine, la momentul acesta la Compania Națională de Investiții Consiliul Județean Dâmbovița a depus toate documentele necesare. Intrăm în faza de studiu de fezabilitate și proiect tehnic anul acesta și sper că anul viitor să avem adjudecat achiziția publică și 2018, sper eu, să avem finalizat stadionul nou pe locația fostei unități militare de la gară. Locația de aici va fi demolată și vom gândi împreună cu Primăria Târgoviște dezvoltarea unor elemente de infrastructură care să asigure completarea dotărilor pentru complexul muzeal Curtea Domnească și pentru rețeaua de străzi a municipiului Târgoviște. Iată că nu doar echipa de seniori a reușit o performanță frumoasă, chiar și juniorii sunt calificați cu toții la turneele zonale și finale. S-au muncit bine anul acesta. Sigur, și faptul că avem rezultate la echipa de juniori justifică mai bine investiția pe care o face Consiliul Județean și Primăria Târgoviște, pentru că rolul autorităților e să crească talente, nu să sprijine echipe profesioniste. Și în al doilea rând, faptul că am câștigat atâtea locuri importante la juniori, ne dă speranța că fotbalul târgoviștean are viitor. Adăugați faptul că și în județ avem câteva localități și câteva zone cu activități sportive, cum ar fi liceul de la Nucet, sau, să spunem, liceul 2 de la Moren pe zona handbalului. Și eu cred că toate astea ne motivează, așa cum am spus mai devreme, să căutăm soluții de finanțare pentru baza materială a sportului. Pentru că nu o să avem sport de performanță fără stadioane, fără terenuri, fără dotări corespunzătoare și fără condiții de muncă corespunzătoare pentru antrenori și pentru copii.